Astăzi s-a aprobat și prelungirea stării de alertă. Colegii mei spun că deja ați văzut detaliile prin hotărârea CNSU. Există o modificare importantă, aceea referitoare la circulația pe timpul nopții. Se apare, reduce de la ora 23 la ora 22. Deci introduce această restricție. Les măsurile rămân cam aceleași. Aceasta este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă măsură.